Florin, este un nou pas pentru tine. Iată, ești cooptat într-o asociație sportivă care face lucruri inedite, cel puțin la nivelul copiilor, juniorilor, nu știu dacă și la nivel mai mare, poți să-mi spui tu. Ești manager tehnic la Asociația Mingea Ovală. Cum ești în această nouă postură? Este, da, cum ai spus și tu, este ceva nou. Vreau să le mulțumesc celor din asociație că m-au cooptat în această funcție și... Da, nu neapărat numai cu juniori și cu echipele seniori, încercăm să, dar în special la juniori, că acolo e cea mai mare problemă în rugby românesc. Și asociația încearcă să aducă lucruri noi și să cum am fost și acum, am fost și la Cluj, acum am venit la Gorului, să mă duc la cât mai multe cluburi să văd cum stă situația acolo și la juniori și poate chiar la sfârșit. Ești a doua zi la Gura Humorului. Ce ai găsit aici? Cum ți se pare atmosfera? Da, asta a doua zi am găsit o atmosferă liniștită, foarte mulți jucători tineri și de asta avem nevoie, care sunt dorni să învețe. Bineînțeles, sunt și foarte multe lacune, dar pentru asta am venit aici să văd ce se poate îmbunătăți și să iau și lucrurile bune și lucrurile rele și pe viitor să putem să le îndreptăm. Florin, noi îți mulțumim, eu îți mulțumesc în numele clubului și a tuturor iubitorilor de rugby și vreau să te mai întreb ceva spre final. Ți-e dor de un meci oficial? Normal, în fiecare zi mi-este dor. Nu mi-e dor de antrenamentele grele, de fizică, dar de un meci întotdeauna. În fiecare zi mă gândesc la chestia asta, dar am luat-o pe partea asta și sunt împăcat cu ideea și sper să fac cel puțin atât de multe lucruri bune cum am făcut pe partea de jucători. Melvin, it's a new club for you. Yeah, new opportunity, also a new country, it's also a pleasure. What are your expectations for the next season at this new club? Well, first my expectations is to play well, gain the experience of being in a new place, a new country, and also help do my part in helping the team achieve their collective success. Do you like here in Gura Humorului? Yes, I've met a lot of friendly people. The weather is nice, it's sunny. At least I came when winter was ending, so it's good. Yeah. Melly, thank you for your time. Thank and you. Good luck. Thank you. Hello, Rohan. Hello. It's your second season here in Gura Humorului. How about that? I'm looking forward to it. Hopefully, this will be a good year for us to gain a bit of space in the leaderboard this year. Get some points. What do you think about the next match with Suceava Sunday? I think it's going to be interesting. Hopefully, we do better than last year. We threw a lot of points away last year. Maybe we can capture them this year. Who's going to win? Us, of course.